Ok, am spawnat Warden-ul și hai să-i dăm acum polimorful. Și l-a făcut găină pe Warden, nu pot să cred. Astăzi, băieți și fete, ne vom juca Minecraft, dar după cum vedeți, avem cărți magice și fiecare carte magică are câte 5 abilități diferite. Așa că stați geală până la final dacă vreți să vedeți toate abilitățile, băieți și fete. Și bineînțeles, nu uita să băgați și voi acolo un like. Oh da, și poate și un comentariu dacă sunteți drăguți. Ok, și acum haideți să vă arăt, băieți și fete. Avem prima carte, care asta e cartea de foc și are 5 abilități, după cum v-am zis. Hai să începem cu prima abilitate. După cum vedeți aici, putem să ne selectăm abilitățile și hai să începem direct cu vulcanul ăsta, pentru că pare super interesant. Și să dăm cu cartea magică pe oița asta să vedem ce o se întâmple. Bă, de ce nu se întâmplă? What? Bă! LOL, a făcut un vulcan exploziv. Mamă, ce mișto! Bă, frate, efectiv poți să spawnezi un vulcan, ești nebun? Fiți antenă, băieți și fete. Dă-o acolo de treabă cât de mișto arată chestia asta. Ia să vedem ce abilități mai are cartea asta. Inferno, ce face chestia asta? Inferno, ia să vedem, să testăm pe căluțul ăsta. Opa, bă, ce? What? Mamă, ce? Ala, fă căluțul, ești nebun? Bă, ce-am făcut, mă, nene? LOL, efectiv scoate flăcări din podea. Îmi pare rău, căluțule, sincer să fiu. Ia stai așa un pic, oare... Aoleu, voiam să-l sting cu puterile de apă, dar... A murit deja, ești nebun? Ok, ia să vedem ce abilitate mai avem cu cartea de foc. Wow, ce sunt țepușele astea, bă? LOL, și fiți atentă că se mișcă. Ok, hai să testăm chestiile astea pe niște zombie. Ia să dăm cu abilitatea asta. Ce ați făcut, mărenicilor? Uite cum îi blochează pe zombie. Au luat foc pe grădinița. Bă, dar grădinița e foarte rapid. Ia mă, hai să dăm și cu abilitatea de asta de apă. What? I-a dat cu bulele în el. Mă, ce? LOL, fii antenă, îl prind bulele acolo. Na, uite ce bule se fac. Îi face duș la zombie, ești nebun? Ia bă, mai spală-te bă și tu. Ok, mai am nevoie de mana, băieți și fete. După cum vedeți, mi s-a terminat toată mana. Hai să băgăm niște mana la maț. Bun, avem full mana și acum hai să-l băgăm pe Nericul ăsta în duș. Treci la duș, bă, puțitule. Bun, n-am terminat abilitățile de foc încă. Avem aici cică un perete de foc. Ia să vedem, băieți și fete. Oh my god! Băi, ești nebun, chiar s-a făcut un perete. Mamă, uite cum a prins vaca asta perete. Și peretele ăsta se dărâmă cu câte o linie, vedeți? Dacă dăm așa pe el, cred, sau habar n-am ce ar trebui să facem. Da, uite, uite că se dărâmă, vedeți? Uite, a rămas la o singură linie acum. Bă, chiar tar rău de tot abilitățile astea. Ia să vedem, și mai avem fireball, care cred că știm ce o să facă. O să tragă cu fireball-uri. Mamă, ce fireball-uri sunt astea, bă? Efectiv sunt niște blocuri de magmă. Ia de aici, făcuțo. Mamă, numărul 1. Bă, sunt prea tare abilitățile astea. Ia, hai să dăm și pe un zombie husky. Dăm one shot. One shot, ești nebun? Ok, hai să trecem la ceva mai mare. Hai să dăm pe un ravager. Bam, am pus ravagerul și hai să-i dăm cu abilitățile de foc. Să-mi scrieți la comentarii, băieți și fete, care abilități v-au plăcut cel mai mult. Adică ce carte cu abilități. Bă, până acum asta de foc e destul de tare, n-aveți ce să ziceți. Și o să mergem și la dragon să ne testăm abilitățile astea. Poate batem și dragonul. Bun, hai să trecem acum la abilitățile de apă. Am văzut prima chestie aia cu dușul. Hai să vedem ce face asta. Ice double, îi zice. Ia să vedem, dublu gheață. Ce înseamnă chestia asta? O, ce? Bă, LOL, a făcut un snow golem? Stai, ce? Și m-a teleportat. Efectiv, cred că îmi face o dublură și mă teleportează în caz că rămân cu puțină viață. Fiți atenți, băieți și fete. Bam, pun aici și mă teleportează și locul meu lasă un snow golem. Mă, cât de tare. Ia, ce abilități mai avem? Water jet. Ok, cred că cu asta o să stropim ca pompierii direct. Hai să dăm poița asta și da, bineînțeles. Bă, asta seamănă destul de mult cu aia cu dușul. Chiar seamănă destul de mult. Bă, să nu fie oare aceeași? Ia stai să schimbăm. Ha? Bă, nu aia era aia cu dușul. What? Uitați-vă ce face chestia asta. Lansează un perete de gheață. LOL. Și uite, uite cum mișcă mobii. Uite unde a dus calul. Mamă. LOL. Ia, hai să vedem dacă merge chestia asta și pe un ravager. Hai să dăm pe ravager. Opa, na mana. Hai să băgăm mana la maț. Bun, avem mana full și acum hai să-i dăm cu peretele la ravager. Ia de aici, uite cum îl duce. Doamne, nu știe ce se întâmplă efectiv. Până unde pot să-l duc cu chestia asta? Ia, hai să mai dăm încă unul. Și ia, vezi că-l ia din nou și l-a dus în groapă direct. Băi, ești nebun. Ce faci, bă, urâtule? Hai să mai dăm încă una. Ia de aici.
Mamă, ce! Chiar nu o să vreau să folosesc abilitățile astea pe dragon neapărat. Și că acum, băi și fete, avem o suliță de gheață. Ia, hai să dăm cu ea pe Ravager. Și da, bă, uite, aruncă cu o suliță de gheață explozivă. Lol, mamă, dar pot să spamez chestia asta. Na, na, cât e ideal. Ok, am rămas fără mana, din păcate. Ia de aici, bă, tăurașule. What, uite cum pot să spamez chestiile astea, cât de OP sunt. Și l-am spart pe fraier. Ia, ce abilitate de apă mai avem? Water Embrace. Adică îmbrățișare de apă. Ce înseamnă asta? Ia, dăm pe... Wow, ce? Face un vârtej. Bă, ești nebun. Lol, uitați-vă, băi și fete, cum a făcut vârtejul ăsta. Ok, hai să mai spawnăm încă un Ravager. Și hai să-i dăm cu îmbrățișarea cu apă. What? Uite cum îl țin în aer. Efectiv, nu poate să coboare de acolo. Ce ai făcut, mă, urâtule? Opa, opa, a coborât, a coborât. Ajutor. Ok, hai să-i dăm cu foc. Ia, dai niște foc. Am dat cu vulcanul. Lol, am prins în vulcan, ești nebun. Lol, cât de șmecher e vulcanul ăsta. Mamă, vulcanul ăsta e prea OP, efectiv. Ați văzut și voi cum am prins Ravagerul în vulcan? Ia, uite că nu mai poți să se miști, ești nebun. Stă acolo în vulcanul explosiv, dar are ce să facă. Ia de aici. Și uite, uite, e prins acolo, efectiv, nu poți să facă nimic. Ok, hai să mai băgăm niște mana și să mai băgăm un vulcan aici la Ravager. Țeapă, Ravagerule. Bun, următoarele abilități, băi și fete. Ia, ce carte avem acum? Avem cartea druid. Ce înseamnă asta, carte druid? Hai să aflăm. Ok, avem prima abilitate aici. What? A spawnat un copac. Ok, și ce ar trebui să facă copacul ăsta? Nu cred că face nimic, nu? Ar trebui să facă ceva copacul ăsta? Bă, ce, o abilitate efectiv atât de random, spawnez un copac care nu face nimic. Ok, chestia asta chiar e troll. Ia, nu știu, hai să încercăm pe un mob agresiv, cum ar fi un husk. Punem husk-ul aici și dăm cu copacul, face ceva copacul. A, uite că îi dă damage. Îi dă damage, e copacul otrăvitor, bă, nene. Ok, și a damage în continuu de la copac. Ia, bă, de aici. Care-i faza cu copacul ăsta? Habar n-am, ia să vedem ce abilități mai avem. Avem niște vine-uri, cică, liene. Ia să vedem ce fac lienele astea. Și... ok, sunt niște liene cu poison, cred că. Și atacă toți mobii de prin prejur. Bă, destul de tare și atacul ăsta. Ia, ce mai avem? Shape Shift Bat. Și că cu asta ar trebui să mă transform într-un liliac sau ce? Ia, hai să încercăm. Topă! Lol, chiar sunt un liliac. Bă, dă-te încolo de aici, nu pot să cred. Și efectiv pot să stau așa cât vreau. Mamă, cât de șmecher. Și acum, ca să revin înapoi la forma normală, trebuie să doar să apăs pe shift, băi și fete. Ok, abilitatea asta super tare. Bă, până acum nici nu știu care să zic că mi-a plăcut cel mai mult. Voi să-mi scrieți la comentarii, băi și fete, care carte cu abilități v-a plăcut cel mai mult. Până acum am văzut-o pe cea de apă, cea de foc și acum suntem la cea verde, cea druid. Ok, what, mai avem o chestie, putem să ne transformăm și în iepure. Ia, hai să ne transformăm în iepure chiar acum. Bă, uite-te și tu, m-a făcut un iepuraș negru și uite cât de repede pot să alerg. Ok. Bă, da, asta cu iepurele nu e cine știe ce, adică alerg un pic mai repede, dar rest nu cred că are cine știe ce abilitate. Bun, hai să revenim înapoi la forma dățestos, let's go. Și mai avem o ultimă abilitate, băi și fete, care cred că abilitatea asta o să spawneze niște lupișori de atac. Da, cam asta face. Sunt niște lupișori agresivi, nimic mai mult. Bun, hai să trecem la următoarea carte, băi și fete, care cartea asta îi zice Arcane Book. Vedeți, este cartea MOV. Hai să vedem ce face cartea MOV, ce abilități are. În primul rând, hai să vedem prima abilitate. Hai că a aruncat oaia în aer, ești nebun. Ce-a făcut, m-a făcut artifică din oaie. Ia, ce mai are aici? Asta se numește clipit. Cum adică clipit? Care-i faza? O, ce? Lol? S-a întunecat cerul ca și cum aș fi clipit și m-a teleportat. Cred că asta mă teleportează. Ia, clipim și... bă, da mă, da mă, teleportează un pic în față. Ia, mă teleportează iară. Da mă, da uite, zici că clipește. Vedeți băi și fete cum se întunecă cerul ca și cum ai clipi. Bam, și mă teleportează. Ok, nu e chiar cine știe ce. Ia, polimorf. Ce înseamnă asta polimorf? Activăm chiar acum abilitatea și... ce? Stai, nu înțeleg. Cred că trebuie să ai mob pe lângă tine. Ia, polimorf, activăm din nou și... oh, what? A făcut porcul găină. Stai, ce? Poate să transforme și un Ravager? Ok, am spawnat Ravagerul. Ia, polimorf, dăm cu abilitatea. Dar nu face nimic abilitatea. Stai, bă, de ce nu merge? Ah, n-am mana, n-am mana destulă, băi și fete. Hai să vedem acum.
Îi dăm iară cu polimorful și... Da, bă, a făcut revigerul găină! Dă-te încolo, oare o să putem să transformăm și dragonul într-o găină sau ceva? Ok, deci chiar sunt foarte curios dacă abilitățile astea merg pe dragon. Hai să încercăm să spawnăm un warden, băi și fete, să vedem dacă o să-l transformăm în găină. Ok, am spawnat warden-ul și hai să-i dăm acum polimorful. Și l-a făcut găină pe warden, nu pot să cred. Bă, dă-te încolo! Doamne, cât de tari sunt abilitățile astea. Mamă, gândiți-vă să facem dragonul găină, băieți și fete. Asta o să aflați dacă rămâneți până la final. Și bineînțeles, dacă băgați un like și scrieți la comentarii ce carte v-a plăcut cel mai tare. Bă, până acum chestia asta cu polimorfi, abilitatea mea preferată. Nu știu să zic dacă asta e cartea mea preferată. Bun, ia, mai avem aici Arcane Explosion. Ce face chestia asta? Ok, what? Mă, ce? Mă, a omorât totul împrejur. Ia să mai spawnăm o dată un reviger. Fugim un pic și acum facem magia asta nebună. Eu uite, acum îmi fac brațele și... Ok, am dat cu Arcane Explosion-ul ăsta. What? Piatere cum are revigerul. Aveam împrejur ceva foc mov. Hai să mai dăm o dată cu abilitatea. Ia uite, bă, de ce alerg așa? Ok, și am dat iară cu abilitatea. Bă, dar văd că restul de mobi mor din prima. Numai asta moare greu. Ia, hai să dăm cu druid book-ul ăsta. Mamă, nu mai am mana. Hai să dăm cu o altă carte, dăm cu druid book-ul și l-am prins acolo în chestia asta otrăvitoare. Bă, dar nu mai moare ăsta. Bă, dar mai mori odată, dă-te încolo de aici. Ia uite-l, bă, că nici foc nu mai ia. Băi, ești nenorocit, dă-te de aici, că-ți dau cu țepușele. Ia de aici țepușe în cap. Mori, dă-te încolo. Bă, ce moare ăsta așa greu, ia de aici. Ok, băi și fete, cred că mai avem o ultima abilitate aici care zice Arcane, cum? Arcane Ward. Ia să vedem ce face abilitatea asta. Și, wow, ce e asta? Mă, ce? Efectiv, a blocat vaca asta, a ținut-o pe loc. Cred că asta e efectiv tot ce face. Nu lasă un mob să se miște, ia. Da, 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 îl prinde acolo și nu mai poate să se miște. Efectiv, rămâne nemișcat. Ok, hai să încercăm și pe un reviger chestia asta, care sigur o să vrea să ne alerge. Ia, dăm cu asta pe el și, da, mă, da, uite, l-a prins. Și acum îi dăm și cu un vulcan. Ha? Asta este, este cam cooldown. Acum îi dăm cu vulcanul. Ia de aici vulcan în cap, bă, și vulcanul ăsta e tare rău de tot, n-aveți ce să ziceți. Ia de aici vulcanel și restim pe peronii. Bun, trecem la următoarea carte, băi și fete, care la asta îi zice Lightbook, cartea luminii. Ok, hai să vedem ce face cartea luminii, băi și fete. Ok, a făcut o lumină aici, explozivă. What? Ok, face un fel de lumină în jur și... explodează tot! Gen, își iau damage toate animalele din prejur, vedeți? Ia, uite, a luat damage și calul și vaca. Hai să vedem ce abilități mai avem. Solar Burst, îi zice la asta. Mai băgăm niște mana la mas, băi și fete. Și dacă vă întrebați de ce n-am făcut un clip normal în care bate Minecraft-ul cu cărțile astea, ei bine, nu cred că am fi avut timp să vedem toate abilitățile. What? Ce-a fost asta? Lol, văd că trage cu o rază ceva sau mi se pare mie? Da, 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 trage cu o rază. Da, asta nu e cine știe ce, e o rază care dă damage atâta tot. Ia, ce mai avem aici? Luminous Arrows. Adică săgeți luminate, ia să vedem, tragem cu săgeți. What? Ce-i asta? Mă, ce-a fost asta, bă, nenicule? Lol, ce săgeată e asta, bă? Dumnezeu, efectiv, uitați-vă, zici că e o aură ceva. Mamă, ce mișto arată. Bă, sunt mișto rău de tot efectele astea. Dar păcat că nu prea știu eu să trag. A, uite, astea sunt săgețile. Ok, hai să tragem din nou. Bă, da, nu sunt cine știe ce săgețile astea. Adică, abia mă chinui să omor vaca aia. Nici măcar acum n-am murit. Ia, hai să mai dăm o dată. Dăm pe oaie, cred că trebuie să tragem cu bolt un pic. Da, dar nu dau cine știe ce damage. Ia, bun, acum ce o să avem? O sabie de lumină, băie și fete. Ia. Ok, dăm cu abilitatea. Mamă, ce? Bă, a căzut o sabie de lumină din cer. Fii atent cum face o aură și cade o sabie de lumină. Ok, hai să încercăm să prindem și un reviger cu sabia de lumină. Uite, îl și prinde, nici nu poate să-i miște, ați văzut? Îl prinde în cer cu ăla și efectiv el nu mai poate să-i miște. Opa, nu mai am mana. Bun, te prind acum cu sabia de lumină, mă, nenicule. Ia de aici. Hai să încercăm să ne schimbăm abilitatea. Bun, avem aici Light Orb, zice la asta. Și ce face chestia asta? Ok, chestia asta nu face nimic, aparent. Mă, ce face asta? Hai că mă omoară nenicul ăsta. Cu metre, dă-i drumul de aici. Ah, nu mai am mana deloc. Și nici viață nu prea mai am.
Ok, l-am prins cu zidul, băi și fete, l-am prins la zid, gata, mă, l-am băgat la cors pe fraier. Da, deci lumina asta, habar n-am ce face, efectiv nu face nimic, doar face lumină, atât. Bun, hai să vedem ce cărți mai avem, băi și fete, avem o carte Necron, de Necromancer. Ok, oh, ce? Bă, a spawnat niște scheletoni care se bat între ei și mă bat și pe mine. Frate, ce face cartea asta? Efectiv spawnează scheletoni? Asta e tot ce face? Bă, da, nu mă lasă să spawnez iară. Ok, uite că i-a spawnat și acum... Da, bă, uite, se bat cu Ravagerul scheletonii. Ok, sunt un fel de subalternii mei. Ia să vedem. Acum avem și Undead. Ok, o să spawneze, cred că zombie acum. Hai să încercăm să spawnăm. Bă, dar de ce nu mă lasă să spawnez? Ok, ba da, m-a lăsat. Și uite, a spawnat niște zombie. Bă, dar sunt mult mai mari zombie ăștia decât zombie normali, vedeți? Mă, ce, uite cât de mari sunt. Ok, următoarea abilitate, ceva explozie, cică. Corpse explosion. Bă, n-am văzut să facă nicio explozie. Ce explozie, frate? Aaa, trebuie să am minioni. Ok, hai să încercăm atunci altceva. Death Ward. Ce? Mi-a dat un... Bă, frate, mi-a dat un totem of undying. Mă, ce? What? Abilitatea asta îmi dă un totem of undying? Ok, tare ciudate, băi, sunt abilitățile astea. Hai să încercăm să o atacăm cu altă carte, că cu asta nu prea știu ce să fac, băi și fete. Bă, necromancerul ăsta nu prea-mi place, sincer să fiu. Hai să-i dăm cu țepușele de gheață. Ia, mai putem să-l atacăm cu ceva? Ok, l-am omorât, nu știu cu ce am dat acolo, dar l-am spart. Deci, fiți antenă, băi și fete, noi putem să spawnăm armata de scheletoni și dacă ne folosim abilitatea asta putem să explodăm, cred, sau ceva de genul. Da, what? Da, bă, uite, îi mărește căpățâna și îl explodează. Ok, stai că au murit, din păcate. Deci fiți antenă, băi și fete, spawnăm armata de scheletoni, sper să nu se mai bată între ei. Ok, și acum îi avem spawnați și folosim asta, Corpse Explosion. Și uite, îi mărește capul, i-a mărit capul și explodează. Ok, hai să vedem următoarea, Death Coil. Ce face asta, Death Coil? Ce? Oh, what? Mamă! Arunca porcul în aer, ești nebun. Ok, hai să folosim și pe Ravager chestia asta. Îi dăm cu Death Coil-ul ăsta. Piatră că se duce acolo. Ah, la trage treaba aia. La trage și se duce în locul ăla, vedeți? O să se ducă acolo acum. Și bum, l-a explodat. Bun, bun, bun. Hai că mai avem încă două cărți, băieți și fete. Mai avem Shadowmancer-ul, care ăsta știu că are o abilitate șmecheră de tot. Hai să vedem prima abilitate la Shadowmancer-ul ăsta. What? Bă, a spălunat un Wither Skeleton, care e subalternul meu, gen. A, fii atent, hai să-l punem pe ăsta să se bată cu Ravager-ul. Ia, Wither Skeleton versus Ravager. Dă-i pe el. Hai, bă, ajută-mă. Mă, dar cum îl atacă, frate? Că îl atacă de la depărtare, fii antenă. Uite cum dă pe el. Ok, acum se bat. Ia, 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 care bate, mă? Ok, a bătut Ravager-ul, din păcate. Hai să mai băgăm niște mana la mați, băi și fete. Ia, ce abilități mai avem pe aici? Dash Attack. Ok, ia, ce face Dash Attack-ul ăsta? Ok, a, ăsta e Dash Attack-ul. Ok, deci, ăla e Dash Attack-ul. Oh, l-a bătut, a bătut Ravager-ul. Ok, ce abilități? Ebon Tendris, sau cum îi zice la chestia asta? Habar n-am, nu, habar n-am să pronunț chestii. Ia, ce face asta? Mă, ce? Asta sunt niște tentacule de skulk. Frate, ce a fost chestia aia? Au fost niște tentacule de skulk, ești nebun? Hai să testăm chestia asta pe un Iron Golem. Bun, am pus Iron Golem-ul și hai să-i punem tentacule. Ia, uite cum îl prind tentaculele de skulk. Ok, dar nu dau cine știe ce damage din câte văd. Da, nu prea au dat cine știe ce damage. Ia, următoarea abilitate, Shadow Shot, îi zice. Wow! Mamă, ce? Face o umbră. Face o umbră care explodează din câte am văzut. Ia, hai să mai dăm o dată cu Shadow Shot-ul pe Iron Golem. Ok, vine umbra aia în el. Bă, dar nu prea dă cine știe ce damage. What? Uite cum îl mișcă umbra aia, ați văzut? Îl plimba de colo-colo. Ia, uite cum îl plimbă. Vedeți, băi și fete? Și acum, da, nu știu ce i-a făcut. Doar i-a dat o plimbare. Habar n-am, ia să vedem. Asta îi zice Darkness. Ce face Darkness-ul ăsta? Ok, l-a prins aici. Și... A, doar îl prinde acolo. Ok, bă, nu sunt cine știe ce abilități aici. Ia, următoarea abilitate. Ce face asta? A, m-a făcut invizibil. Wow. Ok, asta n-a fost cine știe ce carte asta. Și mai avem o ultimă carte și anume cartea de pământ, băieți și fete. Hai să vedem ce face prima abilitate de pământ. Dăm chiar... Wow. Ok, chestia asta chiar e șmecheră. Vă că trage cu niște mossy cobblestone. What? Uite cum sare în aer. Ok, mai dăm încă una. Mamă, dar am nevoie de ceva mana pentru chestiile astea. Ia, dă-i acum, bam. Uite cum trage cu mossy cobblestone-ul.
Ia să vedem ce mai are aici. Entomping, zice la chestia asta. Și, wow, face o piatră. What, l-a prins pe urât în piatră și l-a explodat. Mamă, cât de mișto, hai să mai facem o dată. Deci îl prinde într-o piatră, fiți atent, băieți și fete. Nu mai are unde să fugă și acum îl bubuie. Bam! Ok, dar acum nu l-am prins direct pe mijloc. Vedeți că s-a mișcat. What, am făcut două deodată, ești nebun? A, cred că prinde toți mobii, frate. Fii antenă. Ia, prinde toți mobii. Ok, nu, a prins doar porcul. Da, habar n-am. Mama, a aruncat porcul ăla în aer. Ia, stone body. Ce face asta, stone body? Ok. Oh! Lol, mi-a dat mai multe. Mi-a dat absorption, băi și fete. Mi-a dat mai multe inimioare. Și acum pot să soară așa și șmecher. Uite, am double jump. Și fiți atent că las particule de dirt în urmă. Mamă, ce șmecher. Ok, deci asta înseamnă stone body. Adică corp de piatră, băi și fete. Bun, hai să vedem ce mai avem pe aici. Stalactită drop. Ok, cred că o să cadă stalactită din cer. Da, bineînțeles. Wow, fiți antena, acum avem earthquake. Adică un cutremur, băieți și fete. Ia să vedem cum arată un cutremur pe Minecraft. Și dăm drumul la cutremur și... Oh, ok, ăsta e cutremurul. Hai că s-a cutremurat dacă e. Cred că nici Iron Golem nu prea s-a cutremurat. Ce cutremur e ăsta, bă, nenică? Da, să zicem că e un cutremur. Bă, dar sincer să fiu, cea mai tare abilitate a fost polimorful ăsta de la Arcane. Pentru că, uite, deci tu poți să transforme orice mob în găină. Dar acum, hai să mergem la dragon, băi și fete, și să vedem dacă putem să transformăm și dragonul în găină. Let's go! Bun, și suntem la dragon, băi și fete. Hai să-l vedem dacă coboară și el. Ok, uite-l coboară. Fiți atentă, ia, îl transformăm în găină sau respect? A? Merge? Bă, nu merge pe dragon? Da, bineînțeles că nu merge pe dragon, frate. Cine se aștepta să transform dragonul într-o găină? Da? A, dar ce că zice că nu am niciun mob? Ce? Cum adică n-am niciun mob în... Ok, hai să mai încercăm. Zice că nu e niciun mob în apropiere. Uite, am transformat Enderman-ul, dar dragonul nu merge. A, mă, come on, măi, la mișto. Voiam și eu să transform dragonul într-o găină. Da? Nu merge dragonul, băieți și fete, a mers Wharton-ul, dar dragonul nu merge aparent. Ok, hai să găsim ceva cu care să spargem cristalele Legeranis. Ia, hai să încercăm cu Stone Fist-ul ăsta. Oh, nu merge cu bucățile astea de piatră, din păcate. Ok, cred că putem să spargem cristalele cu Airbook-ul ăsta. Hai să încercăm, ia, ce de-astea avem? Uite, Lightning Strike, cu Lightning Strike cu sigur putem să spargem. Oh, dar de ce n-a mers, frate, n-a putut să dau pe cristal. Ok, acum a mers. Bun, cu Lightning Strike-ul ăsta putem să spargem cristalele. Bun, hai să dăm iară cu Lightning Strike-ul ăsta aici. Bă, ce? What? N-a mers pe Iron Bar, ești nebun? Fii atent că Iron Bar-ul respinge. Oameni, ce chestie. Hai să încercăm aici măcar. Ah, mamă, dar nu ajunge, frate, se duce prea cu boltă. Ok, Fireball-ul ar trebui să meargă. Ia, merge și pe Dragon Fireball-ul ăsta. Ok, tot cu boltă, da? Mamă, ce? Mi-a respins Fireball-ul dragonul. Ok, hai cu Fireball-ul acolo. Ok, Fireball-ul merge pe cristale. Mamă, ce? Bă, lasă-mă, dă-te încolo de Enderman. Ok, și ăsta ar trebui să fie ultimul cristal, băi și pete. Bun, l-am spart. Și acum a mai rămas doar dragonul. Bă, nici nu știu cu ce să atac dragonul, frate. Efectiv. Cu un vulcan. Mamă, când aterizează îi băgăm mare vulcan acolo. Vai de capul meu cât de mici mi-a dat. Bă, nenorocitule. Nenorocitule, care ești nenorocit. Ok, a coborât. Hai să-i băgăm un vulcan acolo, băi și fete. A, merge cu vulcanul pe dragon. Văd că-i dă ceva damage. Hai să mai băgăm unul. Bun, am băgat fix lângă el. Bă, nu prea-i dă damage, sincer să fiu. Am crezut că-i dă ceva, dar nu prea-i a dat. Ia, hai să-i dăm cu sabia asta de lumină la dragon. Ok, nu prea a mers pe dragon. Bă, de ce a dat pe Enderman, frate? What the fuck, a dat pe Enderman în loc să dea pe dragon. Ok, da, văd că dă pe Enderman. Bă, da, mă enervează că abilitățile astea nu merg bine pe dragon deloc. Uite, îi dau cu fireball-uri, da? Nici fireball-urile nu merg. Mamă, și am o armată de Enderman în spatele meu. Efectiv, ce pot să fac eu acum? Necrobook. Da, nici măcar nu mai am mană. Super tare, necrobook și spawnăm ăștia, scheletoni. Oh my god. Bă, frate, bă, dar chiar nu pot să bat dragonul ăsta cu abilitățile speciale. Bă, de ce nu merge, frate, nimic pe dragon? Hai, bă, dă-o colo. Da, și nu cred că pot să bat dragonul fără o sabie, băi și fete, pentru că abilitățile astea nu prea mergeau pe dragon, nu înțeleg de ce.
Ok, dar dacă totuși v-au plăcut aceste abilități, băieți și fete, nu uitați să lăsați și voi un like, să vă abonați în caz că n-ați făcut-o și să-mi scrieți la comentarii care a fost cartea voastră preferată. Sincer să fiu, mie cred că mi-a plăcut cel mai mult asta cu găina, așa că noi ne auzim data viitoare. Pa, pa!